Absolvenții de gimnaziu care nu au încă un loc în clasa 9 pentru anul școlar 2023-2024 pot participa la a doua etapă de admitere în învățământul liceal. În perioada 7-9 august aceștia trebuie să depună cererile de înscriere pentru repartizarea pe locurile rămase libere. Au rămas vacante 328 de locuri la mai multe licee din județ, în special la cele tehnologice, iar pentru romi sunt 115 locuri disponibile și pentru elevii cu condiții educaționale speciale alte 122 de locuri. Candidaților din această etapă li se va completa o nouă fișă de înscriere în vederea completării cu opțiuni din lista de locuri libere rămase după prima etapă de repartizare. Pentru elevii care nu au susținut examenul de evaluare națională, pe fișa de înscriere se completează doar media de absolvire. Fișa va fi semnată de directorul unității de candidat de părintele sau reprezentantul legal și de profesorul îndrumător, fie diriginte sau un membru din comisia de înscriere, va fi ștampilată și înregistrată în registrul de intrare-ieșire documente. La această etapă pot participa candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, candidații care au fost respinși la liceele sau clasele care au organizat probe de aptitudini și candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat. Tot în această perioadă se primesc cererile de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi, candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu condiții educaționale speciale în unitățile de învățământ de masă, dar și ale absolvenților clasei A8 -a care nu au susținut evaluarea națională. În zilele de 10 și 11 august va avea loc repartizarea candidaților din etapa a doua, conform unui proceduri stabilite de către Comisia de Admitere în Județeană, conform unei proceduri stabilite de către Comisia de Admitere Județeană. Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru candidații care au susținut evaluarea națională în funcție de opțiunile exprimate, iar apoi vor fi repartizați candidații fără evaluare națională în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire.